Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod cu Expedition Mudrunner pe canalul Zenka Games. Haideți să continuăm aici expedițiile pe Sedona. Este ultimul DLC. Este mai făcut din el. Acum hai să continuăm aici. Asta este singura expediție pe care o am deblocată. După cum vedeți, celelalte sunt blocate, așa că hai să dăm pe ea. Îmi scrie că e hard și avem nevoie de... Nu avem nevoie de nimic. Bun. Bineînțeles, vom lua crocodilul. Hai să punem niște din astea. Poate avem nevoie să punem două din astea și o ancoră, cel puțin pentru un moment. Am pus și hai să luăm și niște specialiști. Luăm un mecanic ăsta, că ne oferă și winch-ul în caz că ne răsturnăm sau ceva, adică să putem să-l folosim. Hai să luăm și pe ăsta și să mai luăm pe asta, care ne permite, ne dă un plus de 200 de metri range înălțime la dronă. Bun, hai să dăm start la expediție, zic. Bun, hai să vedem unde și unde trebuie să ajungem prima și prima dată. Tocmai în partea asta. Păi în cazul ăsta vom da un fast travel aici. Dăm un fast travel aici. După aia să, dacă tot sunt pe zona asta, hai să vedem. Eu nu știu dacă pot să trec pe aici prin apă. Dacă aș putea să trec, ar fi simplu. Dar n-are rost să ne complicăm, pentru că o voi lua pe partea asta pe aici. Așa frumos, o luăm așa. Și traversăm și ajungem aici în prima... O, zic că să explorăm peștera. Bun, hai să dăm aici un fast travel, v-am spus. Ca să fim mult mai aproape. Perfect. Bun. După cum vedeți, în episodul de azi am mutat tot pentru acest... Cu unde văd și eu cum se numește asta? Crocodilul nostru. Pentru că îmi place foarte mult cum merge. Și văd că mai avem și zone de noroi pe zona asta. E un schelet aici. Om, ce mișto e zona asta aici. Cred că odată a fost apă și se pare că a secat. Așa, mă, tata, ia uite aici cum ne ducem. Fulger McQueen. Dar nu înțeleg de ce... Sau poate n-am fost eu atent, că în ultimul episod cu Expedition mi-a părea ca și cum am fi terminat expedițiile pe noul DLC. Dar, bine știe, nu pot să-mi dau seama, ori n-am fost eu atent, nu mai știu ce s-a întâmplat. Chiar o să mă uit de curios pe video, să vedem care e șmecheria și ce s-a întâmplat. Bă, pe aici, mă? Deci o să iau direct prin apă pe aici. Că de ce nu? Ăsta poate. Și bineînțeles pe aici, pe jos, tot la fel. Oficial, ăsta a devenit scoutul meu favorit. Deci îl ador. Roțile astea mari și late. E perfect. Bun, și să înțeleg că acum intrăm în peșteră, nu? Nu. Take a photo. Bun, hai să vedem. A! La doi pași mai încoace. Trebuie să o fotografiem un copac. Cred că ăsta de aici, nu? Ăsta? Da? A, ăsta. Bun, avem focusul bun. Ce am făcut? M-am stricat și focus, am stricat și tot. Focusul avem, dar nu avem ăsta.
Hai să regăm focusul acum. Gata. Perfect. Bun, am făcut și pozica. Hai să vedem ce trebuie să mai facem în continuare. Găsiți anomalous rock. Să găsim fisura. Oh. Asta e un pic cam complicat. E puțin cam complicat. Bun. Hai să ne croim aici drum. Deci o iau așa frumos în partea asta ca să pot să trec pe aici. Oare aș putea să trec pe aici? Bun, hai să venim prima dată în partea asta și vedem care e treaba. Și după aia dacă e ne mai rotim. Perfect. Bă, am luat și niște sparturi din alea la mine, sau cum se numesc, în caz că vom avea de construit vreun pot sau ceva, deși parcă nu scria acolo că vom avea nevoie, dar am luat să fie. Nu neapărat să reparăm poduri, ci să, și pentru avalanșe și mai multe chestii, câte ați văzut. Mai multe din astea pe hartă care necesită deblocate. Dar merge asta, n-ai treabă cu el. Opa. Hai de sus. Pe aici. Deci eu acum nu știu unde trebuie să ajung, sincer să fiu. Bă, cred că pot să trec și pe acolo pe jos dacă e nevoie. Din câte se vede. Aha, uite, acolo jos trebuie să ajung. Bun. Am văzut aici în față ceva, vreau să văd ce e. După aia să vedem pe unde cobor și eu. Să sar pe aici? Wow, la fix. Asta ce e? E un pod, nu? Aha, uite, vezi? Vezi? Sunt cazuri din astea. Bun. Pe aici n-am pun să cobor. Ha? Ba da, uite, aș putea să cobor pe aici. Bun, pe atunci hai să trecem podul, o luăm așa și coborăm pe aici, ca să ajungem în zona aia unde... Dacă tot am construit podul, știi, să nu mă mai întorc. Uite ce lat îl construiește acum. Sau poate contează și cu ce... Uite, și pe aici pot să cobor. Aha. Da, asta duce tot acolo? Bă, da. Nice, atunci hai să coborâm pe aici. Perfect. Oricum, avem 3 zone, s-ar putea ca zona asta să nu fie cea bună. Sau poate trebuie toate 3 neapărat. Bun. Da, vezi? Deci asta a fost gen fake. Bun, hai să mergem către următoarea. Păi voi ieși înapoi pe unde am ieșit, trecem pe unde am intrat, pardon. Trecem podul, venim în partea asta. După aia vedem, ne ducem, dacă nu e nici asta, ne ducem la cealaltă. Bun, hai să facem aici o întoarcere. Și dă-i cu bice. Hai bă! Nu mă dezamăgi. Așa mă, și ieșim pe aici pe unde am intrat, că e foarte, foarte ok zona. Traversăm podul. Hai, hai. Era a treia și de-aia l-au prins să-i dea întâia. Mai rupem aici cât un cactus, ce să faci, mai. Văd că începe să se întunece, dar tocamdată mai e lumină, așa că mai lăsăm așa. Pe unde o să urc direct pe aici? Ia să vedem. Ar trebui că ăsta are roțile mari. Aha. Hai da. Nice. Vezi avantajul la roțile astea mari?
Da, s-ar putea să nu fie nici ăsta și să ne... să ne oblige să ne zicem, da, ba da, a fost. Deci se pare că ăsta a fost, bun, și nu mai trebuie să ne zicem la celălalt. Acum trebuie să ajungem... Aha, deci trebuie să folosim drona în zona asta. Bun, am înțeles. Dar mai întâi de toate va trebui să ajungem până acolo. Și cum, cum fac asta? Cred că am văzut. Pe aici pot să cobor. Oleu. A, dar pot să... pot să trec pe aici. Gata, am văzut, am văzut, am văzut, am văzut. Deci o luăm așa, trecem pe aici, pe sub arcada asta. Ba, o iau așa, sau când ajung aici folosesc drona, vedem. Hai să dau și timpul. Pe 10. A, așa, mă, să se vadă, să se vadă în regulă. Deci pe acolo am zis să coborâm. Da, ca să nu, să nu mă complic, știi, să nu mă răstor. Hai să mă întorc aici frumos. Și coborâm, coborâm pe acolo. Perfect. Așa, mă, tată. Da, așa, ușor să coborâm altfel pe aici. Uite așa. Perfect. Da, deci putem să trecem aici fără nicio problemă. Pe sub arcada asta. Pentru că acolo era, era distanța prea mare, era stânca prea înaltă. E... zi, riscam să mă răstorn. Așa că mai bine ocolim pe aici frumos. Ajungem în siguranță. Uite cât de înaltă era, vezi? Da, nu puteam să mă arunc așa. Aiurea. Bine, nu că ar fi prima dată, pentru că au mai fost cazuri în care ne-am și aruncat. Hai că o luăm pe aici pe malul ăsta, că am văzut pe harta arăta ca și cum ar fi... Aoleu, pare a fi noroi. Sper să mă descurc cu ăsta, deși ăsta are roți de, de noroi. Dar văd că, văd că aici începe să aibă probleme. Aha, hai că a schimbat antăia. Ăsta are și diflo cu activ în permanență. Problema e... de aici încolo. Cum pare apa, ha? Deci eu nu prea aș vrea să mă opresc aici. Să scanez zona. Da, pare în regulă. Hai mai, da, e în regulă, e în regulă. Bun, hai că am trecut și de asta. Am depășit și obstacolul ăsta. Pe aici cu siguranță pot să urc pentru că avem... avem de ce ne agăța. Avem de ce ne ajuta. Perfect, hai că am ieșit. Hai că am ieșit. Văd că am pus în partea stângă, dar nu știu de ce. De ce am pus eu checkpoint-ul pe acolo? A? De ce ia să folosim drona? Pentru că noi avem și radio la mare. Aha, deci trebuie să intru cu drona aici. Am înțeles. Hai să intrăm atunci. Să intru aici jos, nu? Aha, ca să scanez unde, unde e aia. Bun, hai să ne uităm puțin pe harta acum. Să vedem. Bă, da. Bă, da. Dar știi ce? N-are rost să, să mă complic pe acolo. Hai să luăm așa. Uite așa frumos și coborâm pe aici. Și ajungem fix unde, unde avem noi nevoie. Aici. Bun, deci o voi lua la dreapta. Te trag frâna de mână. Socolești și ăștia. Puteam să cobor și pe acolo, dar nu are rost, mai trec pe aici prin apă. Ne ducem frumos pe aici pe sus. Coborâm pe, pe partea aia. Deci să explorăm peștera acum. Hai să vedem. Ce peșteră e acolo. Așa, mă, e mult mai, mult mai sigur pe aici. Uite, și coborâm așa frumos pe aici. Auzi, easy. Nice. Uhu, e ușor. E ușor, nu te urca pe stânci. Calmează-te. Acum dreapta și ajungem în zona aia. Pare trebuie să explorăm acolo unde am intrat eu cu drona.
Ia să vedem. Opa, e în altă parte. Bă, mă laș. Road cave. Câte sunt, mă? Bun. Deci voi lua partea asta așa și drumul ăsta e cel mai ușor posibil. Ever. Pe care l-am avut. Bun, deci am pus checkpoint-ul tot în față. Bă, ce noroc că am luat mașina asta, pentru că, vedeți, sunt destul de multe, au fost destul de multe zone cu noroi. Și cauciucurile astea sunt excelente pe noroi. Dacă am avut un mare, mare noroc. Mamă, ce mișto e zona asta așa, de gen deșert. Bă, dar fii atent că e destul de... Ia uite cât se afundă. M-a așteptat să fie mult mai tare. Aude aici cum mergem. Pădune. Zici că e deșert. Deci de asta am ajuns cel mai rapid. Bine, a fost și drumul. Oh, fuck. Aici pot să trec? Opa. Hai să încerc pe aici. Destul de adânc și aici. Ia să-mi pot să urc așa. Da, mă, hai că ăsta urcă, mă, n-ai treabă cu. Are și garda destul de înaltă. Și are și roțile astea care îi permit. Uite un scout acolo. Wow. Ia, mi-apare pe hartă? Da, uite-l. Mamă, interesant. Și pare interesant și ăla. Bun, hai să ne continuăm drumul tot înainte, din câte văd pe aici. Și trecem așa frumos. Și ăsta e ușor. Bă, dar destul de lungă. Mamă, uite ce mișto arată și ăla. Poate reușim să-l recuperăm. Vedem, poate facem misiunea. Bine, na. Nu poți să știi, poate ne așteaptă și pe harta asta mai încolo. Uite, acolo am descoperit... ne deblochează să intrăm în drona. Ia să vedem. În dron, auzi, în peșteră. Aha, uite intrarea acolo. Am văzut-o. Sau cel puțin asta de aici pare a fi o intrare în peșteră. Perfect. Inspection complete. Bun. Și acum? Aha. Acum mă pune să salvez ăsta și să-l duc unde? Mamă, ce mișto. Wow, trebuie să-l ducem tocmai aici. Băleleu. Mamă, dar cât de lungă a fost asta. Păi ce să mai, cred că asta este singura asta pe care o facem pe episodul ăsta. Bun, deci va trebui să intru în apă după el, să vedem dacă e destul de așa și după aceea să ne croim un drum. Bun, hai să-l luăm mai întâi pe ăsta. Să-l agățăm după noi. Bă, apa aici, sincer să fiu, pare cam adâncă. Ia. Da, e mai bine să scanăm. Uite, vezi? Nu mi-ajunge winch-ul până acolo? Nu mi-ajunge. Bun, păi în cazul ăsta scanăm puțin cu drona. Deci cred că în situația asta va trebui să o luăm pe acolo, pe undeva, sau în partea asta. Vreau să verific puțin nivelul apei. Pe aici oare pot să trec? Bă, pe aici, dar părea că... Da, deci pe acolo trebuie să ajung cumva. Deci trebuie să ajung cumva în partea asta. Bun, păi în cazul ăsta mă întorc, cocolez tot lăculețul ăsta care e. De aici să încercăm să trecem în partea asta, să luăm pe nenea asta. Pentru că ați văzut în față mi-arată cu portocaliu deja și clar încolo e mult mai adâncă. Oricum pare destul de adâncă, așa că...
După aia vedem pe unde ne croim drum să transportăm pe nenea asta la chem. Hai, bă. Când voi ajunge acolo, după ce traversez lacul ăsta, după ce ciocolez, de fapt, nu traversez, zi, voi da și timpul, că s-a... începe să întunece iarăși. Pe aici, oare eu nu pot să trec, mă? Ia să vedem. Ia să scanăm puțin. Băi, puțin acolo cu portocaliu, dar cred că eu pot să trec. Oricum avem și snorkel sus. Ia uite, adică avem destul de sus snorkelul pus pe el. Deci e în regulă. Băi, eu m-am urcat pe aici, dar... problema e că eu trebuie să trec în partea asta. Uite așa. Bun, și mă bag cu patele să-l agăț. Ieși, ieși de aici, că ne răsturnăm. Bun, hai să vedem dacă pot să-l agăț de aici. Ar trebui să pot. Da. Bun, hai să-l trag cu winch-ul. Mamă, ce interesant arată și... și scout-ul ăsta. Pot să-i pornesc motorul? Pare că da. Hai să trag puțin mai în față. Că văd că stă în apă acolo. Bun. Hai să dau timpul. 10 și să ne creiem și noi traseu. Deci va trebui să ajungem undeva în partea... asta de aici. O luăm așa, frumoșel, și practic o luăm pe unde am plecat și îl ducem fix la bază. E un drum ceva mai lung, dar eu zic că o să reușim. Băi, aici n-am mai scanat, dar m-am uitat atunci și să zic că pe noi e destul de adâncă. Deci pornim aici și luminile. Cred că forța avem destul de mare ca să-l putem tracta. Acum problema e să pot să trec eu pe aici. Unde mi-am pus checkpoint-ul. Dacă nu ne întoarcem, vedem, găsim un alt traseu. Cred că pe aici e un pic problemă până traversăm. Încerca să-l țin și pe ăla părăs, să nu-l răstorn. Dar na. Nu știu dacă o să reușesc. Aici vreau să văd cum să prezint apa. A, e în regulă. E în regulă. A, uite, puteam să ies și pe acolo. Aia, acum ieșim în față. Bă, dar arată interesant și ăsta. Uite, poate mai aventim să mai băgăm o expediție și dacă ni-l va debloca sau ni-l va da ca recompensă, îl voi lua la o trântă, să vedem cum se descurcă. Hop, hop. Oricum are și ăla motorul pornit, adică, na, a trebuit să ne ajute. Hai să vedem cum coborăm aici ușor. V-am spus, încerc să nu-l răstorni și pe ăla, dar acum, na, cum să știe. Perfect. Bă, trage destul de greu de el. Da, are forță. Vreau să mă uit să vedem dacă stă și schimbă treptele de viteză, dar nu, că acum e intra întâia.
Deci avem o mică problemă aici. Mă, că se descurcă crocodilul nostru. Până ieșim în zona aia unde a fost, unde e lacul ăla secat. Opa, aici avem o chestie. Dar, vezi? Bine că am avut alea la mine. Bine că am astea la mine. Hai să dăm aici pe... Nu, mă, bă, stai așa. Hai să-i dau drumul, că nu... așa, mă, și mi-a curățat aici tot. Mi-a curățat aici colovanii. Bă, nu o să mai pornesc motorul, că văd că merge și așa. Oricum, nu știu cât de mult ne ajuta. Bă, știi ce? Hai să dau un low plus. Că oricum, mai mult de-a întâia nu poate să-i dea. Așa, măcar nu se mai oprește să... să schimbe viteze. Când prinde puțin de demaraj. Avem 29 de minute. Da, cred că mai avem timp să mai băgăm și încă o expediție. A, trecem pe aici pe lângă copac și după aia dăm roată. Ia, aici ar merge un auto, cred că. Sunt cu 3 din 3. Ia să se descurcă. Da, văd că duce. Deci e în regulă. Trebuie să ajung acolo și o voi lua pe aici. Nu ne abatem de la traseu, că e destul de ok traseul și n-are rost. De-aia întâia. A, doua. E, știi ce? Zona asta să-i dăm cu low plus. Că oricum n-are un să-i dea a treia. Și nici nu mă risc. După aia, când ieșim în partea aia unde nu mai avem atâtea stânci, putem să-i dăm și pe auto. Practic, am ajuns unde am plecat. După aia, i-am dat damage. Aia e. Oricum, noi nu știu dacă putem să-i facem upgrade-urile toate care le are el acum pe el, pentru că s-ar putea să nu le avem deblocate. Dar facem și noi ce putem. Gen, cred că el e acum la maxim upgradat. Cam așa ar arăta la maxim. Ia. Nice. Și asta a fost expediția, oameni. Da, mă, vezi, și ne-a deblocat ăsta. Bun. Hai să luăm o altă expediție, pentru că mai avem timp. Să vedem aici. 4 din 14 expediții. Hai să vedem ce ne-a mai deblocat. Aici nu cred că ne-a deblocat nimic. Ba da, uite că ne-a deblocat și aici. Travel to not hard. Bă, da, ne-a deblocat și aici. Aș putea să mă bag și acolo. Oh, și suntem obligați să ne băgăm acolo pentru că alta nu avem. Bun. Model of suspension. What? Cum adică că nu înțeleg? Și trebuie să luăm un din ăsta. Un light beacon. E așa că nu înțeleg care e șmecheria cu suspensia și ne-a dat și scoutul ăla. Hornetul e ăsta. Nu, dar cred că ni l-a deblocat. Ia să vedem. Ia să vedem. Ăsta e, mă? Ăsta? Cred că ăsta e, da. Parcă ăsta, să zic că... că pare a fi. Da, hai să luăm pe ăsta, hai să-i dau bai. Orces, așa, și hai să-l vedem în acțiune. Unde ești, mă? Uite-l aici. Da, mă, ăsta e. Bun, hai să-l upgradăm puțin. Așa, ca de obicei. Și
Și hai să-i dăm un start expedition să vedem ce, care e șmecheria. Și cum se descurcă băiatul ăsta. Sper să nu regret. Bun. Go to cave. Unde e cave? Hai că ăsta cu 5 trepte de viteză. Pe aici, pe zona asta, trebuie să ne mișcăm rapid. Avem 4 din 5, 5 din 5. Au deci. Nu se duce prea tare, dar... Dar oricum merge, merge, au. Întinde. Au. Asta e primul damage pe care l-am luat. E asta din cauza că am avut viteză prea mare. Țineți cont, ăsta e motorul stock. Motorul, cutia. Hopa, hopa. O iau pe aici, pe jos. Sper să nu am probleme. Prin apa asta. Nice. Bine că sunt și astea, sunt good. Nu sunt excelente, dar sunt pe good. Ceea ce e ok. Bă, dar chiar se mișcă, ăsta nu glumă. Trebuie să-l las ușor aici, să nu-mi iau damage. Hai, zic. Mai forțez din când în când cutia de viteze, că am văzut că la asta merge. Duce. Și sunt surprins că, uite, merge cu viteza asta și nu prea și-a damage, sincer să fiu. Doar că suspensia asta este special făcută pentru zonele astea. Pentru tipul ăsta de drum. Drum cos pietros. Pentru că nu prea și-a luat damage. Prea puțin. Acolo, 1%. Nu uite, nu sare peste ele și n-are nicio treabă. Ia. Yeah. Eu. Deci chiar sunt surprins. E și foarte stabil. Deci foarte stabil, nu prea tinde să se răstoarnă. Bă, stai așa că m-am cam pierdut, sincer să fiu. Avem o coborâre unde? Pe acolo. Hai să o luăm pe acolo. Câtă încredere am în el, mă arunc direct, nu mai stau la discuție. Trebuie să-mi pot să trec pe aici cu el. E, vezi, în zonele astea cu noroi, da, îl îngenunchează puțin, dar... totuși face față. A, vezi, mă, ce mi-a deblocat? Da, mă, avea sens. Trebuia să mă fi gândit la lucrul ăsta. Hai, zic, vezi, aici trebuie să ajungem noi. Opa, ce n-ai să aude? Bun, și am ajuns și noua peșteră. Și acum hai să ne curăim drum de aici. Pac, pac. Punem luminile, că am întuneric în peștera asta. Pot să scanez cu drona? Deci în cave nu pot. Bă, ce e aici? Cred că aici e un pic de... Bă, ce mișto curge râul ăsta. E un pic de problemă aici cum coborâm. Păi și cum trec eu apa asta? A? Avem pe aici de ocolit? Sau pot să trec apa? O problemă aici. Aha, deci aș putea să o culez pe aici, dar sincer să fiu, m-aș băga puțin în apă.
Vedem cât de adâncă e. Ia. Ia să scanăm. Ah, fără probleme, mă. Bă, da, e un pic de adâncă. Dar e cu verde totuși. Sau cel puțin cu galben, nu m-am văzut sigur. Nice. Așa, mă, ca să nu mai am cu limba acolo. Bun, și am ajuns la prima... Mergem tot înainte cu tupeu. Start scanning, ia. Yeah. Uite, bă, copace în peșteră. Dacă e zonă, e zi. A, da, mă, uite, vine lumina de afară și de-aia au crescut. De-aia, mă, și miram. Wow, ce mișto arată aici. Da, foarte interesantă zona asta. Am găsit ruinele. Bun, deci trebuie să ajung acolo. Să ajung cumva acolo. A, păi eu luăm așa pe... Pe ocoliș. Uhu. Tot înainte cu tupeu. Avea o tehnologie unică sau ce scrie acolo? Acești oameni. Acești locuitori. Da, așa că sunt într-o dilemă. O să iau la... cum ar veni la stânga sau să merg tot înainte? Dar dacă o iau la stânga... Nu știu apa asta dacă pot să o trec. Acum, sincer să fiu aici, asta pare destul de adâncă. Ia să scanăm puțin. Ba, nu e deloc. A, dar nu pot să urc. N-am cum să urc în față. Fuck, dă înapoi. Acum am văzut că acolo e stânca aia. Deci suntem obligați să o luăm pe aici. Hai, o luăm pe aici. Hai. Bă, destul de mare peștera asta. Auzi acolo. Pietrele cum pică. Uhu. Hai, mă. Eee. Așa, vezi. E, acum nu te urca pe... Bă, cât de șmecher e în peștera asta. Suntem off-road prin peșteri. Mai zi ceva. Bă, cât șan... Mamă, nici n-am văzut asta. Vai de capul, cum mai ies de aici? Norocul ăsta, micu. Bă, nici n-am văzut-o, l-am dus ca... Bă, eu pe acolo nu pot să trec, n-am nicio șansă prin crăpătura aia. După cum vedeți, lumea a mai pus checkpoint-uri pentru că na, nu prea am multe opțiuni pe unde să o iau. Așa că urmez singurul drum pe care l-am, să zic așa. Că vezi, prin zonele astea i-a dat puțin de furcă. Dar... Bă, unde sunt, mă? Aha, sunt aici. Hai, mă, să pun totuși checkpoint-uri. Tot înainte. Oare aici pot să trec, mă? Bă, pare a fi o... Hă? Pare a fi gen o arcadă. Pare ca și cum aș putea să trec. Mamă, ce nasoală e zona asta, bă. Peștera asta, pardon. Unde cobor, mă, și eu? Sunt mă răstorn.
Bă, cred că puteam să o culez, sincer să fiu, dar prea târziu. Cric. Mamă, și de asta n-am decât câteva. Și mă aruncă din pod, bă, când mă aruncă. Hai să pornim iarăși luminile. Mamă, și un singur cric mai am. Mamă, trebuie să am mare grijă. Am beaconul ăla cu mine, dar oare unde trebuie să-l pun? Doamne, ce e, bă, pe aici, fraților? Unde am ajuns? Deci sunt virat maxim dreapta și ea se duce tot în stânga. Și nu le chestii, e stupid jocul ăsta, mă enervează. Bun, păi și aici e pe unde cobor, fraților. Că nu pot să folosesc nici drona. Cred că pe aici, ia. A, da, fără probleme. Coborăm încet așa și fără probleme. Hai să iau pe aici acum. Ca să nu mă mai complic. Mai avem de mers? O, da. O luăm așa și trebuie să ajungem în zona asta. Și parcă văd că pe aici mă duce și mai departe, a? Bă, nu, că de aici am venit noi. Și acolo e ieșirea. Mamă, cât e asta de mare. A, înainte cu tupeu. O senca. Opa, uite, acolo trebuie să ajungem. Dar problema e pe unde cobor eu. A? Cred că în față, ia. Ia să încercăm în față. No, exact ce mă temeam. Dar nu că mă răstoarnă dacă mă duc încolo. Nu, hai să punem o din asta. Perfect. Pe acolo, uite, vezi? Încerc să cobor ea. N-am prea pot să trec de zona asta. Bă, dificilă, dificilă peștera asta. Da, uite, cobor pe aici în siguranță și după aia pot să mă duc în zona aia. Pe aici pot să urc eu? Hai că a urcat. Hai să-ți... Oh. Așa. Trebuie să mai reglăm focusul. Perfect. Am făcut și poza. Și acum? Go to deeper into așa place... A, deci tot înainte, da? Nu, înapoi, pardon. Trebuie să mă întorc. Practic. De unde am venit? Aici ce punem? A new advent? Deci trebuie să punem și becul și după aia să ieșim. Bun. Deci practic trebuie să mă întorc. Hai să ne întoarcem. No, 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 ia uite, bă. Exact ce... Și să am grijă să nu scap în cazul ce se întâmplă. Nu mai pot să ies. Am dat aici damage, n-am ce-i face. Așa. Bă, nu știu dacă pe aici puteam să o colesc. Ia să mă uit puțin pe hartă. Dar nu, că mă duce aiurea. Nu, 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 asta mă ce gen înapoi. Nu. Eu am nevoie în partea asta. Da, mă. Ai ușurel. Perfect, hai că am trecut bine.
de zona în care adineuri am avut probleme. Puneți să vedem unde trebuie să montăm pică, nu? Tu? Aici montăm ăla? Nu. Mi se pare că aici mai în față. Mi se pare că aici trebuie să montăm... Ia. What? Ce trebuie să mai fac, mă, mâncați așa? Wow, e capul meu. Hai să continuăm. Continuăm aventura, strigați, ura! Păi și eu cum ajung, frate, ora aici? Cred că trebuie să mă duc acolo să vin aici, nu? Mamă, cât de lungă e, bă, și asta. Hai să-i dăm bice, ce să faci? Mai... Trebuie să o finalizăm. Deci am două din alea și după aia odată să ies. Mamă, păi și eu pe aici pe unde iau, fraților? Că nici nu știu, hai să iau pe aici. Sper că am luat-o bine, nu aiurea. Vai de capul, mamă cât damage mi-am dat. Mamă, am făcut pană. Bă, fii atent că am luat aiurea. Da. Deci am luat aiurea, bun. Hai să mă întorc. Dar totuși, dacă o iau pe aici, na. N-am ce face, trebuie să mă întorc. Nu pot să-mi repar roata? Suspensia aia, na, pot? Atât, 52%, las-o așa. Hai, n-avem ce face, mergem cu pana. Da, exact cum bănuiam, o să avem probleme. Având pană. Băi, băiet. Asta mai întrebă. Ha, mă. Ha, mă, urcă. Aia zic. Dar nu așa. Așa, vezi, hai că am reușit până la urmă. Și trebuie pe acolo, pe undeva. Pe aici trebuie să găsesc drumul către... Bă, uite-mă cât de simplu era și nu mai... Nu mai luam nici damage la roată. Vai, cât de dificilă e, bă. Bun, hai să mă întorc acum. Bun, hai să-mi creez și eu drum. Deci o iau pe aici, că e mai scurt, ca să nu ocolim drum ăla pe acolo, dar sper că e regulă pe aici, nu? Bă, așa pare, chiar foarte în regulă. Sper că aici nu e blocat sau ceva, ha? Nu pare. Eu mă sucesc așa în funcție de cum vin și eu aici. Și sper că astea sunt ultimele. Da, că zice că mai încă una și după aia ieșim. Bă, per total sunt mulțumit de scout-ul ăsta. Deci e chiar în regulă. Băi, destul de îngust drumul pe aici. Uite, vezi, dacă eram cu crocodilul, foarte dificil pe aici să fi trecut cu el. Pentru că vedeți cât de îngust e... Cât de îngust e galeria asta. Wow, ce mișto pe aici.
Mamă, păi și eu aici am loc, mă? Vai de capul meu unde m-am băgat. Ce e, că nu mai văd nimic. Bă, hai că am avut. Am avut loc. Au! Nu mai vreau damage în plus. Bun, acum trebuie să cobor aici. Că mă... Țineți cont că am avut și o roată pe pană și tot am reușit să facem expediția. Bine. Acum, spre final, am avut-o pe pană, dar... Totuși, prin zonele astea... Azurite ori? Este o sursă... Nu. Cum o fac eu pe asta? Nu. Fuck. Mamă, și nu am decât o singură din asta. Vai de capul meu, ce noroc am avut. Bă, ce neatent am fost. Bă, hai mă să fiu un pic de atent. Am să fiu mai atent că e belea. E belea că nu m-am cric. Dacă mă răstorn, acum m-am dus. M-am răsturnat dintr-o prostie, sincer să fiu. Zi, mă, și gata, putem să ieșim din peșteră. Cam asta a fost, uite, am primit un snorkel. Cam asta a fost și expediția. Umeț, ia să vedem cine a mai dat aici. Se pare că aici nu ne-a deblocat, tot pe Back to Cave. Pare că tot aici pe peșteri ne avem. Bun, băieți, păi asta vom continua în următorul episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, butonașul de subscribe, să distribuiți acest video, să lăsați un comentariu. Eu am fost Sinca Games și până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!